În ușa Cherechei, o victorie importantă pentru echipa ta astăzi, în condiții în care și în amicalul din vară ai reușit să te impui aici la Bayern. Pentru noi era foarte importantă victoria de astăzi, cele 3 puncte, pentru că avem după o serie de rezultate negative în ciuda unui joc bun al echipei. Mă bucur pentru băieți, mă bucur pentru echipă. Am făcut un meci bun, țin să-i felicit. Chiar am făcut un meci bun, în special la vizator, când am făcut și acele 3 schimbări. Ne-a ieșit și nu pot să fiu decât felicit că am câștigat acest joc. Despre adversar? Un adversar care în prima repriză ne-a ținut piept, dar în repriza a doua, din ce am văzut eu, am căzut. Exista riscul să pierdeți cadența echipelor din față în condițiile în care vă gândiți la play-off, nu? Da, gândim la play-off, am discutat cu băieții de săptămână, le-am spus ce importanță are jocul de astăzi și normal trebuie să câștigăm pentru că să ținem pasul cu cele din care sunt în fața noastră. E o victorie care vă descătușează, te aștepți la evoluții la fel de bune ca și cea de astăzi? Sper, repet, și evoluțiile dinainte ale echipei au fost bune, doar că ratările imense pe care le-am avut la fiecare etapă ne-au privat de puncte. Din punct de vedere tactic, ai mișcat inteligent la pauză, ai făcut 3 schimbări, le-ai mutat pe Bogdan Pop Vârst, cel care a scris astăzi, iată, 2 goluri. Da, imediat după aceste mișcări. E un jucător, nu, l-a păsat tot în spatele vârfului, dar a apărut în poziție de atacant. Pentru că vi se știe să creeze spații pentru cel de-al doilea. E un jucător polivalent care poate juca și în mijlocul central și în spatele vârfului și chiar și în de atac. Mă bucur pentru el că a reușit să scrie 2 goluri, că a jucat în cealaltă etapă mai puțin, dar cei care au intrat astăzi mi-au demonstrat că pot să joace titular. Ce crezi, Baia Mare, e pericol să pice? Eu cred că nu. Am văzut și celelalte echipe care au jucat până acum, din punctul de vedere, sunt supravare. O echipă robustă cu care se dorește și care, iată, rezistă la efort, în cont de faptul că în a doua repriză sunt scris toate cele 4 goluri. Bun accent pe pregătirea fizică, pentru că la Liga 3 este foarte importantă. Dacă poți să alergi, atunci lucrurile se schimbă radical. De aceea am și dus repriza a doua, de obicei echipa mea duce repriza a doua, mult mai bine decât alte adversare, pentru că mă axez pe acest procedeu, partea fizică. Bineînțeles, îmi dau și celelalte părți tactic tehnic, dar în partea mă repet, la Liga 3-a, partea fizică este foarte importantă. Cu jocul de astăzi, credeți că puteți să sperați la promovare? Nu, eu vă spun sincer, nu mă gândesc la promovare, chiar dacă, nu datorită rezultatului de azi, eu am spus tot timpul de la începutul campionatului, am o echipă bună, nu mă gândesc la promovare încă, pentru că mai sunt multe etape de disputat. Întâi să atingem play-off-ul, să vedem distanța de punct de față de celelalte și abia după aceea putem să ne gândim mai sus. Dacă va fi cazul. Mulțumesc! Dragă!